Mătușa Nadejda a văzut multe la viața sa. Mai ales în memoria ei s-a întipărit copilăria după război. Când mereu era foame. Cel mai dificil era în primăvară. Când se terminau puținele rezerve din beci. Vaca lor slăbită dădea lapte doar vițelului. Iar cei cinci copii ai lor din familie primeau de la biata zorea doar o jumătate de pahar de fiecare de această băutură cu adevărat magică. Mama gătea niște compot și ce putea. Dar corpul în creștere cerea carne. În cel mai rău ca Însă în primăvară găinile erau complet amurțite. De ar supraviețui măcar până se încălzește. Despre ce fel de ouă poate fi vorba? Și abia prin mai copiii satului se repezeau în păduri. Acolo, după ce stricau cuiburile de potârnici, de corp și de stâncuțe, aprindeau un rug în poiană. Și fierbeau ouăle găsite în acele cuiburi într-un ceaun negru de fontă, care uneori rămâneau după aterizare. Fetele scorneau niște bețe și preparau din ele un fel de ceai. Și apoi toată lumea se bucura. De mâncare, socializare. Era bine, gustos. Faptul că în viață trebuie să fie gustos și satisfăcător Nadejda a deja înțeles din copilărie. Altfel de ce să trăiești? Iar după aceea, căsătorindu-se cu fierarul din Sation, ea a încercat toată viața ca în casa lor să nu lipsească nimic. Când a început perestroica, Nadejda se pensionase deja. Ea și-a dat seama repede că vin vremuri grele. Și de aceea trebuie să se pregătească pentru că acum nu pot să se cațăre prin păduri ca în copilărie. Dar și poternile fuseseră toate mutate la acea vreme. Câmpurile au fost tratate cu substanțe chimice. Pădurile au fost otrăvite din cauza omizilor. De aceea păsările au pierit. Sau au zburat departe. Și stâncuțele și coțofenele o persoană în vârstă nu poate să le ajungă. Într-un cuvânt, în epoca deficitului total, Nadejda întotdeauna ocupa rând în fața tuturor cozilor, care încă din noapte se aliniau pe prispa magazinului din sat. Și încă în prima linie. Și de aceea nu se întorcea niciodată cu mâinile goale acasă. După o altă primire a Mărfii, soțul Ion chiar își certa soția strângătoare spunem nadejda pentru ce avem nevoie de acest zid chinezesc de săpun în vechiul șifonier. Și în coridor. Sau țuică. Sticle care stăteau în rânduri egale după pat în dormitor. Dar Nadejda a spus că trebuie. Și a ieșit într-o altă excursie într-un centru comercial. Și acolo mergea adesea. Aducea șarfe elegante, rochii simple, și odată și soțului său i-a adus un costum atât de minunat, polonez. Ion a fost îngropat în el. Soțul a murit la mijlocul anilor 90, când fiul locuia deja în oraș. Iar fiica s-a dus și încolo la studii. Nadejda a născut-o târziu. După 40 de ani. Cum a terminat Nadejda școala fiicei sale cu pensia ei modestă, numai Dumnezeu știe dar ea a făcut-o și îi dădea și bani cu ea. Și genți pline fica ducea din sat. Cea mai mare parte a acestor genți de sigur erau produse. Legume, carne. Rămânând singură, Nadejda nu a lăsat ferma și grădina. Ea are deja peste 60 de ani. Iar ea are și vaci și purcei. Și o gradă de păsări diferite. Iar cartofi a pus aproape un hectar întreg. Toamna veneau copiii să o ajute la recoltat. Ei tot își certau mama. Pentru ce atât de mult? De ce te spetești? Iar nadeștea doar strângea din umeri. Săpați și nu judecați. Cartofii sunt a două pâine. Cum fără pâine? Dacă vor veni din nou vremurile de foamete. Iar acum mătușa Nădăjda are aproape 80 de ani. Întâi s-a majorat pensia. Copiii sunt stabiliți la oraș. Au familii de mult. Dar primăvara și toamna merg la mama lor să sape în grădină. Ea i-a învățat așa. Desigur, hambarul este deja gol. Iar în unele locuri, acoperișul s-a lăsat deja și nimeni nu locuiește în el cu excepția rândunelelor primăvara. Mătușa Nadejda pune mai puțin cartofi în pământ, dar oricum cele mai multe din sat. Chiar și în grădina din față reușește să pună câteva găleți. Localnicii sunt obișnuiți cu bătrâna strângătoare. Fiecare are gândacii lui în cap. Iar bătrâna nu-și schimbă principiile după ce primește pensia, încarcă în magazin o pungă cu conserve, cereale, paste. Și care acasă cu căruciorul. Mătușa Nadejda are și asistentă socială, Elena. Elena se teme să-i mai pomenească bătrânei că se duce în raion. Dacă află, cu siguranță o va ruga să-i cumpere șosete sau halate de baie din piață sau din magazinul universal. Sau alte cârpe, mătușă Nadejda, încă nu ai purtat ce ți-am adus o odinioară. Încerca Elena să o convingă pe bătrână. Ea însă doar flutura din mână. Nu este treaba ta. Dacă am spus, înseamnă că fo, pentru ce primești bani de la asigurarea socială? Pentru că mă îngrijești. Mai pe scurt, mătușa Nadejda a devenit morocănoasă cu timpul. Și chiar mai încăpățânată. Casa ar trebui să fie îndestulată cu de toate. Iată părerea ei. În acest sat locuia nepotul ei Grigore. Dacă sincer băiatul este un prăpădit. Din cauza gâtului său larg, nu se reținea la niciun serviciu mult timp. Și familie nu avea. Soția lui îl părăsise deja de zece ani, luând cele două fiice. De atunci trăiește singur. Se întreține cu bani câștigați ocazional. Uneori se împrumută de la mătușa Nadejda. Ea înțelege că nepotul ei nu îi va întoarce banii. Dar tot îi dă. Îi este milă. Doar este nepotul surorii răposate. Este prăpădit, însă, totuși este de a lor. Dar Grigore nu scapă chiar așa. Basa pe grădina mătușii Nadejda, baudă. Ba iarna curăță zăpada din curte. Lasă măcar cumva să merite aci bani. Mătușa Nadejda îl ceartă pe Grigore că fără familie, este ca vântul în câmp. Dar cine are nevoie de el, un alcoolic? Dar odată Grigore împrumutând o altă sută de lei de la mătușa lui. După ce a ascultat morala, brusc a declarat mândru. Cum că s-ar fi sansurat? a adus o femeie din oraș. Puțin mai târziu, mătușa Nadejda a văzut-o pe această doamnă. Aproape i-a stat inima. De o potrivă cu el a înnebunit complet Grigore. Îți faci de rușine mama moartă. Și-a certat ea nepotul. Ce-ți trebuie această alcoolică? Îți va suci cu totul mințile. Dacă ai fi adus o femeie normală, nimeni nu ți-ar fi spus niciun cuvânt. Mătușa Nadejda, dar poate eu cu Lucia ne iubim, a râs Grigore. Mătușa Nadejda și-a fluturat ca de obicei mână. Ca și cum el ar vorbi prostii. Dar oare Grigore înțelege aceasta? Iar recent în primăvară mătușa Nadejda s-a îmbolnăvit. Atât încât a fost nevoită să se interneze în spital. Iar inima bătrânei suspina. Grădina a fost arată ieri seară. Este timpul să planteze cartofi. Iar ea a fost internată în spital timp pentru cel puțin două săptămâni. Și doctorul este atât de încăpățânat. Mai ceva decât mătușa Nadejda. Nu vrea să o lase să plece nici de cum. Iar pământul se usucă. Ce fel de recoltă va fi dacă împingi cartofi pe uscat? Iar Elena, asistenta ei socială, de parcă anumit a plecat în oraș cu treburi. Ea a spus cel puțin pe o săptămână. Și tocmai Elena și familia ei au ajutat-o pe mătușa Nadejda să planteze cartofi în ultimii ani. Și copiii ei anul acesta pur și simplu nu pot să amâne treburile din oraș. Să vină să-și ajute mama cu treburile casnice. Iar acum ce? Nu a avut încotro și-a sunat bătrâna nepotul său neîndemânatic. Grigore puțin a tăcut. Apoi a întrebat despre plată. Și au convenit pentru o anumită sumă. Ca Grigore împreună cu noua lui iubire Lucia să sape toată grădina. Și în grădina din față. Nu uitați să plantați și în grădina din față. A dat indicații bătrâna. Și să iei cheia de la casă zace sub prag. Hrănește-o pe murca. A rămas săraca în casă. Nu o da afară. Las-o să se plimbe, apoi dă-i drumul înapoi. Nu este obișnuită să stea afară. Nu-ți fă griji, mătușă, nadejda. Răspunse Grigore cu ușurință, gândindu-se deja la ceea ce va cumpăra cu banii pe care îi câștigă. Noi îți vom planta cartofi și pisica o vom salva de la foame. Mătușa Nadejda nu se poate spune că s-a liniștit de la un astfel de răspuns. Dar totuși a răsuflat ușurată. Cum n-ar fi nepotul o ajută? Doar că acum avea altă grijă. Nu cumva să pună mâna Grigore pe ceva din casa mătușii Nadejda. Dar parcă nu are așa obicei, cu toate că bea poate va fi totul bine. Două săptămâni mai târziu bătrâna s-a întors acasă și îi râdea sufletul. Nu a mințit-o nepotul. A plantat cartofi. Murca este sătulă, stă mulțumită în casă. Iar Grigore a mai semănat și morcovi în grădină. Mătușa Nadejda l-a răsplătit. Și l-a certat ca el să nu bea banii cu Lucia. Cumpără mai bine de mâncare. Eu, mătușă, sunt din nou singur. Auftat Grigore. Am alungat-o pe Lucia. E abia mai mult decât mine. Pentru ce-mi trebuie așa femeie? Și bine ai făcut, a fost de acord mătușa nadejda. Bineînțeles că nu-ți trebuie. Și iată a venit toamna. Cartofii au crescut, tulpinile s-au uscat așa și se roagă să iasă. Iar ajutoarele nu vin la mătușa Nadejda. Elena a plecat din nou la spital. Fiul undeva într-o deplasare. Iar fiica la fel s-a îmbolnăvit. Promit de sigur, dar puțin mai târziu să se întâlnească. În Grigore nu are nicio nădejde. De cum a alungat-o pe Lucia, aproape că nu lasă paharul deloc iar dacă nu e beat, atunci se duce în pădure să culeagă ciuperci. Adună o găleată și la piață în raion. Iar de acolo se întoarce vesel. Mulțumit de vânzare. Iar cartofii nu sunt recoltați. Cât să mai tragă de timp. Mătușa Nadejda vede că toți vecinii ei cu lopeți și găleți în grădin pleacă. Vremea este potrivită iar cartofii ei zac în pământ. S-a hotărât ea să sape singură. Mătușa Nadejda a decis să înceapă cu grădina din față. Acolo soiul s-a copt de mult. S-a apropiat de cuib cu o lopată. S-a gemuit, a gemut. A săpat primul cuib. Cartofii sunt buni. Îi admira bătrâna și apoi s-a pus pe treabă. În curând a intrat în ritm. Și a mers repede, așa pe rând. Parcă nu ar avea 80 de ani. Dar numai 60. Vecinii care treceau pe lângă casă au rămas doar surprinși. Este puternică această mătușă, Nadejda. Nadejda, de ce recoltezi singură? A strigat către treia bunicul Petru, un vecin de peste drum. Așteaptă puțin. Ai mei vor termina la noi și vor veni la tine să te ajute. Oh, făcu cu mâna ca de obicei mătușa Nadejda. Dacă o să-i aștept pe toți, pot să ajung iarna și fără rezerve. Să mor de foame. Ei chiar așa de foame, a râs Petru. Ai atât de multe rezerve. Din fiecare pensie cumperi jumătate de magazin. Nu e treaba ta, s-a răstit bătrână. Cum stai pe banca ta, așa și stai. Și a adăugat către sine, Ciot vechi. Drept că Petru este cu zece ani mai tânăr decât Nadejda. Dar nu contează. Trei rânduri, mătușa Nadejda a scos. A strâns cartofii, s-a odihnit. Iar după prânz se puse din nou pe treabă. În acest loc din grădina din față, pământul era puțin mai rău. Și cartofii mai mici. Alături creștea un mesteacăn. Alcătelea n-a promis mătușa nadejda că nu va planta aici. Dar oricum, în fiecare primăvară îi spunea lui Alexandru să are aici cu tractorul. De ce să stea acest pământ degeaba? Și bătrâna a străpuns pământul odată, de două ori. Și nici de cum nu înțelege. De parcă cartofii nu cresc în pământ, ci pe podea. Pare că lopata de fiecare dată se lovește în ceva tare ca lemnul. Oare rădăcinile mesteacănului au crescut atât? Mai să fie! Mătușina deja era interesat și a săpat puțin mai adânc. Și atunci marginea unei lăzi de lemn se-i din pământ. Bătrâna nu a înțeles. O comoară sau ce? Se spune că pe vremuri aici era un loc bisericesc nu cumva bogăția preoțească a fost împinsă la suprafața pământului cu timpul. Femeia a început să sape mai departe, imaginându-și deja cum va cheltui bogățiile nespuse. De faptul că există o comoară nici măcar nu se îndoia. Sapă, iar de aici se uită în jur. Dacă nu a observat-o nimeni. Bine că e după ora prânzului și toți se odihnesc în casă. Nimeni nu rătăcește prin grădină. Iată o margine deja se vedea bine. Mătușa Nadejda cumva s-a neliniștit. Această descoperire nu se mâna deloc cu un cufăr. Și în curând inima i-a fugit în călcâie. Din pământ a ieșit un sicriu. Nu mare, executat manual. Nu arăta deloc degradat. O doamne, Așa și-a ignit bătrâna și a căzut la pământ lângă groapa săpată. Grigore a îngropat, nimeni altcineva nu avea cine. La urma urmei, ea pe el l-a rugat să planteze în grădină. Iată nenorocitul! Mătușa Nadejda și-a dat repede seama ce să facă. Să-l denunțe pe propriul nepot. Îl vor închide pe idiot. Dar ce să facă, lasă să răspundă. Pe cine a ascuns acolo? Bănuia a străpuns-o pe Nadejda. Pe Lucia a îngropat-o la mătușa Nadejda în grădina din față. Pare să se fi certat. Și ar fi lovit-o cu lopata. Iar apoi a îngropat-o sub mesteacănul mătușii. Și-a băut mințile prostul. Ce se va întâmpla acum? Mătușa Nadejda a mirosit lada. Pare să miroase a mort. Vai ce necaz! A urlat bătrâna în toată împrejurimea. Curând au fugit vecinii, trecătorii. Și chiar de pe străzile învecinate au venit oameni. În sat erau propriile rețele sociale și informaționale. Rapide și sigure. Și cel mai important de încredere. Și iată stau oamenii peste groapa săpată de mătușa Nadejda. Și se gândesc ce să facă trebuie să-l scoatem și să vedem ce e acolo, spunea unii. Ție-ți trebuie, tu scoate-l, răspundeau alții. Nu mai lipsea să ating cu mâinile așa mizerie. Uite ce miroase! Atunci plecați de aici, răspunse al treilea. Ce căutați aici? Păi este interesant. Curând totuși, cineva a mintit să-l sune pe președintele Consiliului Sătesc și el deja a sunat la polițistul de sector din raion. A venit polițistul, tot palit. Îi trebuia așa ceva la sfârșitul lunii. În perioada de raportare și un astfel de incident. Un lucru îl liniștește. Se pare că vinovatul aproape era prins. Grigore, Grigore a făcut asta, spunea plângând mătușa Nadeșta. Iată nenorocitul. Cum mi a făcut de rușine sora decedată și pe mine? Au murit-o pe Lucia și a îngropat-o, la sigur au murit-o, dădeau din cap vecinii. La urma urmei, după ce au plantat cartofi la mătușa Nadejda, nimeni nu a văzut-o în sat. Credeam că a plecat în oraș. Doar Grigore a spus asta tuturor. Iar ea aici era. Și servea ca îngrășăminte la cartofi mătușii Nadejda. De la aceste cuvinte mătușa Nadejda se simțea oribil. Cum reiese acum? Toată recolta din grădina din față pleacă la gunoi. Cum să mănânc acest cartof acum? Doar să-l arunc. Dar unde este Grigore? A întrebat polițistul cu severitate, căutându-le cu ochii pe nepotul ghinionist al victimei. Iar mătușa Nadejda se considera chiar o victimă el ce este complet prost să umble pe aici. A fugit de sigur, a strigat cel din urmă. Dar poate Grigore nu este vinovat. Deodată spuse președintele gânditor. Trebuie să ne clarificăm cu toate. Iar pentru început n-ar strica să scoatem sicriul. De la aceste cuvinte, jumătate dintre cei prezenți s-au îndepărtat până la gard. Mai departe de sicriu, doar mătușa deja așezată pe grămada de cartofi. Așa și a rămas. Dar și polițistul cu președintele. Dar în curând polițistul a găsit cuvintele potrivite. În armați cu lopeți au început să scoată sicriul din pământ. Este greu. Ștergând transpirația spuse unul dintre ei. Parcă era mărunțică această lucia. De la ce este atât de grea? 150 de kilograme, nu mai puțin. De asta sicriul este greu, a răspuns altul. E un fel de placaj. Certându-se astfel, țăranii au început să scoată capacul. În curând au ieșit cu ele și au scârțit scândurile. Și capacul a sărit. Toți cei prezenți au întins deodată gâtul, fixându-și ochii pe sicriu. Înfricoșător, dar interesant. S-a uitat și mătușa Nadejda. Era atât de stupefiată încât a devenit palidă. Ce se întâmplă oameni buni? A țipat ea cu o voce necaracteristică. M-a ucis, m-a ucis pe mine. Cum să trăiesc acum cu aceasta? Bătrâna a izbucnit în hohote. S-a repesit la sicriu. Președintele Consiliului a reușit să o apuce la jumătatea de drum. Nadejda Semionovna, calmați-vă! Spuse el încercând să pară calm. Dar abia se ținea să nu râdă el singur. Polițistul de sector și-a ridicat și el surprins sprâncenele și și-a ascuns un zâmbet în mustața roșie. Oamenii s-au privit nedumeriți și se șușoteau. Dar Nadejda se vede că avea ascunzătoare încă după al doilea război mondial. În cele din urmă a vorbit Petru, mai dute te naibii, a strigat Nadejda. Încă să râdeți pe seama mea, aveți de gând. Cine a făcut aceasta? Cine a îndrăznit? Mătușa Nadejda, eu am făcut-o, deodată toată lumea a auzit vocea lui Grigore. Oamenii nu au observat cum în acest tamtam s-a apropiat de ei. Dimineața a fost în pădure. A mers după ciuperci s-a întors și a văzut oameni acasă la mătușă. A crezut că a murit, dar iată ce era. Sub mestea când se afla o ladă făcută manual, care semăna oarecum cu un sicriu. Iar în ea era o baterie întreagă de conserve cu tocană umflate. Unele au explodat deja. Cu conserve de pește, compoturi, crupe cu viermi direct în pachete. Și încă niște blănuri cu etichete mâncate de moli. Tu, tu. A țipat mătușa Nadejda indignată. Cum ai îndrăznit să atingi bunătatea mea? Ți-am permis. Mătușa Nadejda, calmează-te. Răspunse calm, grigore, ar trebui să-mi mulțumești. Tu însă ai făcut toată această zarvă. Să-ți mulțumesc. Pentru ce? Pentru că m-ai distrus, m-ai jefuit. Pentru că te-am salvat de la moarte am uitat cum se numește această boală. Când mănânci alimente stricate. Botulism a sugerat președintele. Da, așa se numește. A dat din cap Grigore ștergându-și nasul. Am auzit despre asta la televizor încă în primăvară. Păi iată, au arătat cum o familie a mâncat conserve stricate și a plecat pe cealaltă lume. Și atunci m-am dus la tine acasă să-ți hrănesc pisica. Am intrat în bufetul tău după mâncare uscată. Și am rămas uimit. Atât de multe conserve umflate erau. Apoi am găsit mai multe în cămară. Cât în canapea și în dulap. Deci tu mi-ai răscolit prin toată casa mea, s-a indignat bătrână. Dar ce era să fac? Deja mi era interesat cât de multă bunătate ai și iată am adunat o remorcă întreagă. De asemenea și blănurile acelea. Nu mai sunt bune nici de acoperit cartofi iarna. Doar la gunoi. Mai fi lăsat să le arunc. În niciun caz. Acesta este bunătatea mea. Am dat bani pentru ea. A confirmat cu ușurință mătușa Nadejda, aruncând o privire rea nepotului său. Da, e atât de bun încât nu te-ai săturat toată vara. A pufnit Grigore. Aceasta nu este treaba ta. Mătușa n-a și a mintit mișcarea obișnuită a mâinii ei. Apoi a început să-și vină în fire. Tu mai jefuit. Iată acum răspunde. Lasă-i să te bage în închisoare. Aici deja polițistul s-a îngrijorat. Pentru ce are nevoie de tot acest pandemoniu cu mâncare stricată într-un sicriu improvizat? Doar să-i strice indicatorii. El doar are cea mai liniștită zonă. Nadejda semionovna, calmați-vă, spuse el ferm. O să ne clarificăm cu toate. Ia să-mi spui tu, Grigore. De ce nu le-ai aruncat la gunoi când ai găsit produse și lucruri stricate? De ce le-ai îngropat aici? Și încă ai pus și o astfel de ladă ca un sicriu. Păi asta! A chicotit Grigore. Am vrut să-i fac o glumă mătușii mele. Ca să vadă unde poate duce lăcomia ei. O, oh, Grigore, Grigore, au râs vecinii. Dar noi te-am înregistrat deja ca ucigaș. Credeam că ți a îngropat-o aici pe Lucia. Pe Lucia a râs deja Grigore. Pe ea pentru ce? dar ne-am certat, iar acum ne-am împăcat din nou. Trebuie să vină la mine azi. Da, visează. Nu s-a lăsat mătușa Nadeșta. Și-a privit exigentă la polițistul raional. Sergiu Alexivici, băgați-le pe nenorocit la închisoare. Aproape că am făcut un atac de cord din cauza lui. O să ne clarificăm, a răspuns obosit polițistul. Pe Grigore, el, într-adevăr, l-a luat cu el și l-a închis pentru 15 zile. Pentru faptul că glumele sunt glume, dar trebuie să te gândești uneori. Doar, într-adevăr, bătrânei putea să-i se oprească inima de la cele văzute. Dar ea va trăi mai mult decât noi, doar a clătinat din cap Grigore. Ea este puternică, are vechea școală. Sănătoasă ca un cal. Doar că are o frică pe viață. Îi este teamă că vor veni vremuri rele. De aceea și strângea totul acasă. Soțul ei mort, știu că o certa pentru aceasta. Și mama mea la fel. Avea chiar și conserve acolo, eu am controlat. În anii 90, fabricate. Pe de o parte, ai făcut totul bine, a fost de acord polițistul de sector dar pe de altă parte ai mers prea departe cu sicriul. Grigore dădu din cap vinovat. Da, am exagerat. Dar nu a stat 15 zile. A fost eliberat din celulă chiar a două zi. Dar lasă-l să plece. Totuși a făcut de fapt o faptă bună. A salvat bătrâna de botulism. Altă întrebare este dacă ea avea de gând să-și mănânce rezervele puțin probabil. Pentru mătușa Nadejda este important ca să aibă beciul plin. Altceva nu contează. La scurt timp după aceste evenimente, fiul și fica mătușii Nadejda au venit în sat. Și au luat-o oraș. La început bătrâna s-a împotrivit foarte mult la asta. Era obișnuită să fie ea stăpână în toate dar copiii totuși au convins-o, vor fi mai liniștiți dacă mama lor va fi lângă ei. Acum mătușa Nadejda locuiește în oraș. Iar la magazin merge doar strict cu copii. Sau cu nepoții. Care sigur că nu o lasă să cumpere nimic în plus. Dar și bătrâna și-a dat deodată seama că îi ajunge de toate pentru toată viața.